Barajul de la centrala hidroelectrică Cahovga, cea mai mare din regiunea Herson a Ucrainei, a fost aruncat în aer. Președintele Zelenski a convocat de urgență Consiliul pentru Securitate, iar mai multe localități din zonă riscă să fie inundate. Ucraina acuză Federația Rusă de atac terorist și de un adevărat ecocid, citez, o altă crimă de război comisă de teroriștii ruși. Trebuie să ne asigurăm că inamicul va fi pedepsit la nivel internațional. Am încheiat citatul care apare pe contul de Telegram al consilierului președintelui Zelenski, care la pachet a publicat imagini cu barajul distrus. Potrivit oficialului, distrugerea barajului pune în pericol centrala atomică de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, pentru că aceasta e alimentată cu apă din lacul de acumulare de la Cahovga. În plus, va fi întreruptă furnizarea de apă potabilă în mai multe localități din regiunea Herson, dar și în peninsula Crimea. Poliția ucraineană a fost mobilizată de urgență pentru a evacua oamenii din mai multe localități. Nu e clară deocamdată situația din cele aflate sub ocupație rusească. Розпочалася евакуація мешканців на безпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію.